Și pentru că este activă nu doar pe rețelele de socializare, echipa Vorbelor Bune a decis să o provoace pe viitoarea mămică Svetlana Stanisus la shopping. Cum a fost această experiență? Vedem în reportajul ce urmează. Viitoarele mămici au cam renunțat la superstiția de a nu cumpăra nimic pentru bebeluși până la nașterea acestora și se pregătesc din timp pentru sosirea lor. Recent și Svetlana Stanisus a achiziționat cele mai frumoase rochițe pentru micuța Lia, ce urmează să apară în curând în familia ei, însă cu greu îi reușește alegerea căruciorului. 12 ani în urmă când am născut, căruciorul mi l-a dăruit mama soacră, pătucul părinții. Eu când am intrat acasă din maternitate era totul deja pregătit și nu m-a implicat absolut în alegeri și acum văd atâtea modele, atâtea... Îmi este foarte, foarte greu să aleg, dar cel mai mult mă interesează să fie micuț. Nu-mi plac căruciorurile mari, când nu te poți mișca prin magazine sau printre rafturile. Se spune că anume căruciorul este lucrul indispensabil pentru viitorii părinți, fie că este folosit pentru a merge la plimbare sau la investigațiile lunare. Acesta oferă confortul și posibilitatea copilului de a dormi relaxat. Dacă sincer, nu prea îmi plac transformatoarele, îmi par foarte complicate. Sunt un pic șocată de sumele și de prețurile care le văd la căruți. Nu știam de prețuri. De fapt, nu știam cât costă, ca să spun așa, acum ca să ai un bebe. Dacă o să fie așa cum mi-l imaginez eu și sunt de acord deja să dau orice sumă. Cred că prințesa merită, a fost atât de așteptată. Viitoarea mămică deja a decis unde va naște. Nu a ales un spital privat și e sigură că va apela la cezariană. Din păcate, sunt nevoită să nasc cezariană, așa a fost și pentru prima dată. Am încercat și am avut o naștere foarte grea a băiatului, am avut o naștere unde am riscat să pierd copilul și acum niciun medic nu s-ar apuca de mine. La o clinică de stat, o să nasc la centru mami și copilul. Cât despre bagajul de maternitate, Svetlana a fost uimită să afle de câte lucruri are nevoie, însă are un ajutor de nădejde la acest capitol. Am văzut lista care este nevoie pentru maternitate și îmi pare atât de complicată. Sincer, îi spuneam surorii, zic, hai să mă ajut, pentru că am văzut o listă atât de lungă. Pentru ce am nevoie câteva zile? Pentru ce am nevoie de atât de multe lucruri? Dar asta e, timpurile s-au schimbat, trebuie să ne adaptăm. Cu toții ne dorim să le oferim copiilor clipe de neuitat încă din primele zile de viață ale acestora. Fiți pregătiți de a face față noilor schimbări.